Titlul mesajului de astăzi este Dumnezeu poate salva pe oricine. Și am spus deja, Dumnezeu ne-a arătat prin uh, exemplul lui Filip că poate salva un ministru de finanțe uh, care îl căuta pe Dumnezeu. Și poate tu zici da, fain că îl căuta și erau deja circumstanțele uh, uh, pregătite oarecum și Filip s-a dus pe masă pusă uh, și a fost ușor, așa e ușor, așa m-aș duce și eu. Dar astăzi, și asta s-a întâmplat doar în capitolul 8. Capitolul 9, Dumnezeu a avut grijă să pună un exemplu extrem în care și, și o să privim la Pavel, viața lui Pavel, de fapt Saul, pentru că Saul, înainte să îl întâlnească pe Isus, se numea Saul. Și după ce l-a întâlnit pe Iisus uh, uh, și-a schimbat numele în Pavel. Și uh, noi îl cunoaștem cu numele de Pavel, creștinătatea îl cunoaște cu numele de Pavel, dar, uh, dar uh, Luca, o să vedeți, îi se adresează cu numele lui evresc, nu cu numele lui roman. Și uh, uh, capitolul 9, când ne uităm la, la Pavel, la Saul, Uh, poate că e genul acela de, de om la care te uiți și zici, mă, ăsta nu o să se întoarcă la Dumnezeu nici într-un milion de ani. Indiferent ce s-ar întâmpla, no, ăsta, în vecii vecilor, nu o să se întoarcă la Dumnezeu. Cam asta e uh, 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 ceea ce ne prezintă Biblia. În capitolul 8, un om ușor de... De Lucrat cu el în capitolul 9, un om super dificil, ca să, ca să ne spună că. Dumnezeu poate face orice. Dumnezeu poate face orice. Uh, și știu că Dumnezeu poate salva pe oricine, pentru că m-a salvat pe mine, te-a salvat pe tine. Și Dumnezeu poate salva pe oricine. Uh, în uh, și spuneam de numele, uh, Saul și Pavel, în versetul în uh, fapte 13, vedem această uh, diferență, dar Saul, numit și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Practic, Saul, numit și Pavel, uh, deci uh, avea două nume, Saul și Pavel, și o să vedem de ce avea două nume, uh, uh, pentru că dacă și am pregătit o hartă ca să... Ca să vedem un pic, să vă spun câteva lucruri despre despre Saul. practic în Saul, despre Saul, Biblia spune că s-a născut în Tarsus. În Tarsus, în Tarsus Cilicia. Și și practic el după ce s-a născut aici a trăit, a crescut, s-a dus, Biblia spune că s-a dus la Ierusalim ca să învețe. Și a fost pregătit, a învățat la picioarele lui Gamaliel, care era unul dintre cei mai notabili oameni deci învățați ai vremii și a crescut acolo, s-a dezvoltat, a învățat iudaismul și apoi Biblia ne prezintă ce se întâmplă cu el, dar înainte Înainte ca să își înceapă Isus lucrarea, toate astea s-au întâmplat înainte ca Isus să și înceapă lucrarea, pentru că Biblia nu vorbește despre despre Saul absolut deloc pe timpul lucrării lui Isus. În Biblia nu, nu l-am întâlnit pe, pe Pavel. L-am întâlnit doar după după ce Isus a fost înălțat și apostolii practic prima biserică a luat ființă, uh, au fost uh, nici măcar în perioada în care a luat ființă prima biserică, nu îl întâlnim pe Pavel, pe Saul, îl întâlnim doar după ce au fost aleși cei șapte diaconi în biserica, în biserica primară. și, uh, și practic, el de aici, din Ierusalim, uh, Biblia spune că a avut un moment în care s-a gândit, ok, eu vreau să... Probabil el a venit în Ierusalim după uh, uh, când Pavel a studiat, probabil că avea 25 de ani. Uh, după, după studiile lui, uh, istoricii spun că s-a întors aici, în Tarsus, și a slujit aici într-o într uh, sinagogă. Și după înălțarea lui Isus, după înființarea bisericii, în momentul, practic, probabil undeva la doi ani după ce, după ce au fost aleși cei șapte diaconi, el vine din nou la Ierusalim, probabil să se închine, și, și rămâne în Ierusalim. Rămâne în Ierusalim. Cel mai probabil a rămas în Ierusalim pentru că... Uh, fiind uh, învățat, fiind uh, pregătit, uh, a avut o experiență foarte uh, apreciată în Tarsus și uh, uh, a fost propus și ales să facă parte din uh, Curtea Supremă a Israelului sau Sinedriul uh, și el a ales să rămână în Ierusalim. Uh, a... Au început să vadă dezvoltarea bisericii. Biserica, amintiți-vă că a crescut așa destul de rapid în primii 2 sau 5 ani, nu se știe exact, a crescut foarte rapid, undeva la 5.000 de, de oameni și în fiecare zi se adăugau cei care credeau și, și a luat o amploare extraordinară biserica și atunci el se gândește, ok, a devenit foarte înverșunat împotriva bisericii și și-a propus să distrugă biserica, și-a propus să, să anihileze, să aresteze pe toți cei care aleg să se închine lui Isus, care aleg să urmeze pe Isus sau să rostească numele lui Isus. Practic, Saul a devenit amenințarea cea mai mare pentru toți cei care erau creștini sau care alegeau să îl urmeze pe Isus și și Biblia spune că el a plecat din Ierusalim înspre Damasc cu scrisori de la de la ceilalți preoți de la ceilalți lideri ai poporului lui Israel a plecat din Ierusalim înspre Damasc și undeva aici Pavel se întâlnește cu Isus. Înainte de Damasc, dar aproape de Damasc. aici are o experiență, o întâlnire supranaturală cu Isus. Și uh, uh, Apoi, bineînțeles și o să citim, o să citim mai multe versete pentru că după întâlnirea asta, după, după ce Pavel a avut acea întâlnire cu Isus, el uh, uh, se schimbă radical. Dar vreau să, vreau să știm astăzi, fiecare dintre noi, că Saul a fost unul dintre cei care, am spus deja, vrea, vroia să distrugă biserica. Nu era, nu era unul dintre aceia care zicea, bă, eu nu prea sunt de acord. Nu, el vrea să distrugă și avea absolut toate resursele, avea puterea, avea poziția, avea tot ce-i trebuia ca să o distrugă. Dar Biblia spune că Pavel a fost salvat. A fost salvat. În timp ce el și-a pus gând și-a pus în inima să distrugă biserica, Dumnezeu l-a căutat. Ar zice cineva că e posibil ca Pavel să devină creștin? Să, 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 să devină unul dintre cei care să spună ok, spunem, spunem cine a fost Isus. Probabil că nu, era, probabil că este ultimul gând pe care cineva ar, ar fi putut să-l aibă să se gândească la Pavel dar indiferent indiferent cum este un om, Dumnezeul caută Dumnezeu caută oamenii și vrea să-i salveze Dumnezeu te caută și pe tine. De ce crezi că asculți acest mesaj astăzi? Pentru că Dumnezeu te caută. Dumnezeu te iubește. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. El, el te vede acolo unde ești, știe tot ce ai făcut. Dar pentru El nu este important ce ai făcut. Nu este important unde ești. Pentru el este important să știi că te iubește. Îi pasă de tine. Și te caută. Și vrea să știi că el este interesat de tine. Așa că am trei puncte astăzi. Probabil sunteți surprinși că am trei puncte. Dar am trei puncte, trei etape ale salvării prin care prin care un om are nevoie să treacă pentru ca să, pentru ca să realizeze, ok, sunt salvat. Trei etape ale salvării. Foarte simplu. Salvarea, în primul rând, începe cu o întâlnire divină și Dumnezeu se apropie de oameni. Întotdeauna, întotdeauna. Fapte nouă de la versetul 1, versetul 1 și 2. Între timp, Saul, care era care încă era o amenințare pentru ucenicii Domnului și îi punea în pericol de moarte. Cum spunea mai devreme. Cu alte cuvinte, acest îi punea în pericol de moarte înseamnă că inspira moarte și respira moarte. Pentru Saul nu exista absolut nimic altceva în gândurile lui, în faptele lui, intențiile lui, nu era nimic altceva decât vreau să-i distrug pe ăștia. Și uh, uh, îi punea în pericol de moarte, s-a dus la marele preot și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc și a propus, nu doar în Ierusalim, ok, în Ierusalim probabil că uh, a arestat și a prins și, a, și, uh, și am uh, văzut. Uh, a asistat la, la omorârea lui Ștefan uh, și și-a dat votul acolo și, uh, și continuă și spune, s-a dus la Marele Preot și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, astfel încât dacă i-ar fi găsit pe unii care sunt adepții, adepții ai Căii. Acum, uh, atunci, de fapt, creștinii se numeau adepții Căii. Astăzi este o mișcare care se numește The Way, dar este o mișcare ocultă, să nu confundăm aceste două. Atunci, cei care erau, vrea să-i prindă pe cei care erau adepți ai Căii, atât bărbați cât și femei, și să-i ducă legați la Ierusalim. Dumnezeu întotdeauna te caută. Dumnezeu întotdeauna te caută. Saul încerca să-i omoare pe oameni și Dumnezeu îl căuta. Dumnezeu întotdeauna caută oamenii și, și El este Cel care face primul pas întotdeauna. Dumnezeu face Primul pas și, și faptul că astăzi, poate ești online, poate ne privești în timp ce um, stai la o cafea sau în livingul tău, sau ești într-unul din campusurile noastre. Astăzi vreau să știi că Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută. Dumnezeu vrea o întâlnire personală cu tine. O întâlnire personală care să îți transforme viața care să-ți transforme viața. Și, și în versetul, și vedem, și vreau să mergem un pic mai larg în, în ceea ce, în mărturia lui Pavel, pentru că aici în capitolul 9 vedem parțial mărturia lui, dar în capitolul 26 și 22 avem mai multe detalii. În versetul 3 din capitolul 9, spunem în timp ce, eram pe drum, și, ce era pe drum. Și se apropia de Damasc, a strălucit deodată în prejurul lui o lumină din cer. În capitolul 26 spune, cu acest gând m-am dus în damasc, având autoritate și putere deplină. Este foarte periculos pentru un extremist. Să aibă autoritate și putere deplină de la Conducătorii preoților. Pe la mijlocul zilei. Rege, în timp ce eram pe drum. Am văzut strălucind în prejurul meu și în prejurul celor ce călătoreau împreună cu mine o lumină din cer, a cărei strălucire o întrecea pe cea a soarelui. Cine era această lumină? Era Isus Hristos. Era Isus Hristos. Și în Apocalipsa, Biblia îl descrie pe Isus Cristos în, în forma înviată. Poate că noi avem imaginea lui Isus Hristos ca și, ca și omul care a venit să salveze omenirea și, și poate ne-l imaginăm doar suferind pe cruce, fiind bătut, fiind batjocorit, dar Isus cel înviat este glorios, este glorificat. Este, este, o, este un foc mistuitor, este o lumină orbitoare și, și uh, fața lui în Apocalipsa 1 spune, uh, era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. În Fapte 9 cu 4 Biblia spune că el a căzut la pământ. Saul a căzut la pământ. Și apoi în Fapte 26 spune, toți am căzut la pământ. Nu numai el. Toți. Au văzut toți o lumină și toți au căzut la pământ. Lumina, practic, vine pe pământ, prezența lui Dumnezeu vine pe pământ și prezența lui Dumnezeu este acolo, practic, în momentul în care, în care au căzut cu fața la pământ, asta e o a, atitudine corectă în prezența lui Dumnezeu. Este o închinare corectă. Să, să pur și simplu ne proșternem și amintiți-vă când soldații au venit să-L prindă pe Iisus în grădina Ghețimani. Biblia, Biblia spune că au venit soldații și au fost 600 de soldați care au venit să-L prindă pe Iisus în grădina. Vă imaginați? Și, a, și ei au întrebat, care dintre voi este Iisus? Și El a zis, eu sunt. Și Biblia spune, atunci, în momentul în care Isus a zis, eu sunt, 600 de soldați au căzut la pământ. În prezența lui, Apocalipsa 1 cu 17 spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Am leșinat. Dacă l-ai vedea pe Isus, ai leșina. Am leșina. Apocalipsa, fapte 9 cu patru spune, el a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saul, Saul, de ce mă persecuți? Bărbații care îl însoțeau în călătorie s-au oprit, amuțiți. Auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Fapte 22 cu 9. Cei care erau împreună cu mine vedeau într-adevăr lumina dar nu înțelegeau cuvintele celui ce îmi vorbea. Avem imaginea mai complet, nu? Deci cei care erau împreună cu Pavel, au văzut lumina, au auzit vocea, dar n-au înțeles-o. Pavel a văzut lumina, de fapt l-a văzut pe Isus, care strălucea și lumina aceea era în sus și sus, a auzit vocea, a înțeles-o. Și, și, mă întreb, de ce n-au înțeles toți vocea respectivă? Poate era mai ușor pentru Pavel, nu? Să aibă atâția martori. Să zică, bă, noi am auzit cu urechile noastre că a primit o chemare omul ăsta s Păi, l-au văzut. Păi, și dacă îl vedeau pe Isus toți, nu? Puteau să zică, da, așa e. Dar, dar de ce? De ce? Aceia nu l-au văzut pe Isus și n-au auzit. N-au înțeles, de fapt. N-au înțeles ce vorbea Isus. Ne întoarcem un pic în Ioan. Pentru că a mai fost o situație în care, în care Dumnezeu, Tatăl, a vorbit. Și oamenii n-au înțeles. Vă amintiți în Ioan 12, Tată, glorifică-ți, Iisus spune, Tată, glorifică-ți numele. Atunci când s-a botezat în apă, atunci s-a auzit din cer un glas care a zis, l-am glorificat și îl voi glorifica din nou. Practic Dumnezeu Tatăl vorbește în Noul Testament. Dumnezeu Tatăl vorbește Mulțimea care stătea acolo și care a auzit glasul a zis a zis că a fost un tunet. Alții au zis că a fost un înger care, care i-a vorbit. Interesant, nu? E foarte interesant și foarte de folos pentru noi. Pentru că uh, Isus spune Tată, glorifică-ți numele și Tatăl răspunde. Tatăl răspunde Oamenii aud, dar nu înțeleg. Dar nu înțeleg. Și, uh, uh, practic, de ce nu înțeleg? Oamenii nu înțeleg pentru că nu sunt destul de sensibili din punct de vedere spiritual. Oamenii nu înțeleg pentru că sunt religioși. Oamenii nu înțeleg pentru că sunt preocupați de religie mai degrabă decât de relație. Și, și Tatăl vorbește. Și ei spun, ce coincidență! Chiar când s-a botezat Iisus și când Iisus a zis, Tată, glorifică-ți numele, a fost un tunet, mă! A fost o tunat! Efectiv, am auzit eu cu urechile. O tunat! Fără nori, fără nimic, a fost pur și simplu un tunet. Alții au zis, au zis, nu e un eveniment natural, este, a fost un înger. Dar oricum, oamenii nu s-au gândit că e ceva care îi privește pe ei. Care-i răspunsul tău când Dumnezeu vorbește? Care-i răspunsul tău când îl vedem pe Dumnezeu la lucru în mijlocul nostru? A, Ok, s-a vindecat. De unde să știu eu că s-a vindecat? Pe mine nu m-a vindecat Dumnezeu. Care e răspunsul tău? A, mă, e, e coincidență. Coincidență, păi, na, probabil că nu au fost analizele corecte înainte, sau... Oamenii atunci și acum... Nu s-au schimbat. Sunt la fel. Răspund exact la fel. Noi, noi suntem chemați să, să înțelegem că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu vorbește. Noi avem nevoie să ne pregătim inima să fie sensibilă la prezența lui Dumnezeu, să fim intenționați să nu căutăm religie, ci să căutăm relația cu Dumnezeu. Și uh, acei oameni, gândiți-vă, acei oameni l-au ratat pe Fiul lui Dumnezeu în carne și oase. Așa cum tu s-ar putea să ratezi intervenția Fiului lui Dumnezeu în carnele și oasele tale. Dar Dumnezeu vrea. Din nou vreau să vreau să înțelegem. Dumnezeu ne caută. Și Dumnezeu vrea să intervină în viața noastră. El vrea să vrea să ne vorbească și poate zici, da, eu știu, am văzut, am văzut cum Dumnezeu vindecă și uh, ok, uh, ce mâncăm astăzi la prânz? Oamenii, noi avem nevoie să fim atenți când Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru și să, să, să ne conectăm, să, să căutăm o întâlnire personală cu El. Și când avem o întâlnire personală, El ne transformă. Ne transformă viața. Al doilea lucru pe care avem nevoie să îl știm despre salvare. Salvarea, deci, se întâmplă când noi avem o întâlnire personală cu Dumnezeu. Fără o întâlnire personală cu Dumnezeu, n-ai cum să fii salvat. Salvarea, în al doilea rând, produce convingere divină. Salvarea produce convingere divină și unde-i salvare, este convingere. Este convingere de păcat. Fapte 9 spune, el a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saul, Saul, de ce mă persecuți? De ce lucrezi împotriva mea? Fapte 26 spune, toți au căzut la pământ, iar eu am auzit glasul care îmi zicea în limba aramaică. Saul, Saul, de ce mă persecuți? Acum, limba aramaică era limba comună pe care o vorbeau oamenii de rând în Israel. Iisus, de exemplu, a vorbit limba aramaică oamenilor. În cercurile religioase limba greacă, pardon, limba ebraică era folosită. Și în cercurile seculare era folosită limba greacă în perioada respectivă. Și lui Saul, Iisus îi vorbește în limba aramaică și spune, îți este greu să lovești cu călcâiul în pinteni? Acum, pintenii nu sunt cei la care vă gândiți voi, pe care călărețul îi are la călcâi. Nu, sunt acei, nu despre acei pinteni este vorba aici, ci este vorba de acei pinteni pe care, pe care crescătorii de bivoli îi folosesc pentru a îndruma. Și acest, acest băț, practic este un băț lung pe care, pe care crescătorii îl folosesc și bățul acesta are, are un un ac aici în partea de vârf, în, în, practic în vârful, în vârful bățului. De ce? Pentru că în felul acesta îi poate conduce. Dacă vrea să meargă în partea stângă, îl înțeapă în partea stângă, în piele. Apoi, dacă vrea în, în dreapta, merge și îl înțeapă în partea dreaptă și el automat este, este îndrumat în stânga sau în dreapta. De ce Pavel, de ce îi spune Iisus lui Pavel ți-ar fi greu să dai... Într-un țepuș, într-un pinten. De ce îi spune lui? Nu se știe exact, dar istoricii, cercetătorii, susțin că Pavel n-a scăpat niciodată de momentul acela în care uh, Ștefan era prigonit, era, uh, ar, se aruncau cu pietre în Ștefan în timp ce Ștefan s-a așezat în genunchi și, și a spus văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta Tatălui și, și cuvintele pe care Ștefan le-a rostit atunci. Tată, iartă-i! Practic, Ștefan a rostit aceeași rugăciune pe care a rostit-o și Isus când, înainte să-și dea Duhul. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și acea predică, acel mesaj, Pavel care, care a fost acolo, Biblia spune că el, el nu s-a dus acolo să arunce cu pietre pentru că era unul dintre oficiali, el, el a, a stat, toți și-au pus haine, au zis, nu mergeți și executați. El și-a dat votul pentru omorârea lui Ștefan și el păzea hainele. Un tânăr, 30 de ani. Vedeți, la 30 de ani tânăr, la 50, tot pe acolo tânăr. Uh, dar uh, el păzea hainele și, și spune că ți-ar fi greu acum, ți-ar fi greu de... Și cred că ăsta era țepușul lui Pavel. Ăsta era țepușul, nu putea scăpa. Mai cum am putut eu să fac aia. Și, și cum a putut omul ăla să aibă atâta bunătate, să se roage pentru noi? Cum a putut omul ăla să reacționeze cum a reacționat? Cu atâta dragoste, cu atâta dedicare, cu atâta, uh, cu atâta devotament pentru Isus. Probabil se gândea mă, omul ăla avea pasiune? Nu, nu, nu făcea lucrurile doar pentru că era o lege. El făcea cu pasiune, era devotat, era implicat complet. Păi, probabil se gândea, eu nu aș fi fost dispus să mor pentru. pentru ok, dacă mi se pune viața în pericol, atunci, ok, renunț la ce o fi. Dar s-a gândit, Ștefan a fost dispus, dispus să, să renunțe la viața lui pentru ce credea el, pentru un lucru pe care eu acum. Îi persecut. Probabil asta era lupta din spatele minții lui. Deși în timp ce, ce, în timp ce el îi persecuta, căuta să-i distrugă, să-i omoare, să-i să extermine pe creștini, în spatele minții lui avea, avea lupta asta. Hai să nu lăsăm nici o aparență să ne oprească. Din a vorbi despre Isus cuiva. Pavel a zis, ok, ăsta-i țepușul meu. Și poate te gândești acum la un membru al familiei tale, cu care vorbești sau ai vorbit și mereu îți spune, știi ce, stai, gata, nu mai vreau să aud. Nu mai vreau să aud despre credința ta, despre Dumnezeul tău, gata, am terminat. Alte discuții. Asta nu. Dacă ai un membru sau un coleg sau o prietenă sau un prieten care reacționează așa, vreau să știi că are o luptă în spate. Dumnezeu îl caută. Dumnezeu îl vizitează. De aceea se poartă așa. Nu pentru că nu-i nu nu deschis sau nu-și dorește își dorește, ce ai tu, pentru că, pentru că te-a văzut cum ai reacționat tu sub presiune. A văzut cu, cu, câtă dragoste ai răspuns când puteai să, puteai să, să zici nu o să te mai iert niciodată, dar tu ai iertat. A văzut în tine ceva ce își dorește, dar încă nu-i pregătit să plătească prețul. Dar vine momentul, pentru că Dumnezeu îl caută. Și Dumnezeu salvează pe oricine. Poate salva pe oricine. Amin? Așa că așa că nu înceta, nu înceta să te rogi, nu înceta să-i spui, nu înceta să-l cauți, pentru că Dumnezeu te ca, îl caută prin tine. Vorbește-i șefului tău care, care uh, reacționează în felul ăsta, vorbește-i soțului tău, vorbește-i soției tale, copilului, copilului tău, părintelui, vorbește. Vorbește, cum, cum i-a spus un înger lui Pavel, vorbește și nu tăcea pentru că am mult norod în orașul ăsta. Să nu te lași, să știi că Dumnezeu a văzut fiecare moment, a văzut fiecare gest, a văzut fiecare încercare prin care ai trecut și, și El vrea să te ajute și te va ajuta să rămâi ferm în picioare și îți vei câștiga familia. Îți vei câștiga copiii. Îți vei câștiga părinții. Pavel își dorea o relație personală cu Dumnezeu în locul religiei. Își dorea și, și oamenii din jurul tău își doresc o relație personală cu Isus în locul religiei pe care o cunosc. Și, și dacă, dacă cineva este inconfortabil când tu vorbești despre Isus, să știi că Dumnezeu îl caută. Să știi că Dumnezeu îl caută. Amin? Poate că oamenii se gândesc, pe eu îl cunosc pe Dumnezeu. N-am nevoie să-mi spui tu despre credința ta. Și Pavel a crezut că îl cunoaște pe Dumnezeu. Până când l-a întâlnit pe Iisus. Așa că nu renunța. Nu renunța. Uh, uh, salvarea începe cu o întâlnire divină. Salvarea produce convingere divină. O, o convingere pentru care ești dispus să faci orice. Să mergi până în pânzele albe.